Președintele României Traian Băsescu a anunțat că a promulgat acordurile de asociere la UE a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, decretele fiind trimise spre publicare la Monitorul Oficial. Referindu-se la Republica Moldova, oficialul de la Cotroceni a spus că semnarea acestui acord reprezintă o satisfacție și pentru România. Urmarea acestor evenimente, președintele român a tras și o concluzie proprie. Miza Federației Ruse pentru fostele țări ale Uniunii Sovietice este o miză legată de controlul politic. Dacă îmi permiteți o apreciere, eu consider că și Federația Rusă are de câștigat ca urmare intrării în vigoare a acordurilor de asociere a Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei la Uniunea Europeană. Și are de câștigat pentru că asocierea la Uniunea Europeană înseamnă condiții de competitivitate pe piața celor trei țări, înseamnă calitate la standarde europene a produselor din economia celor trei țări, înseamnă calitate la standarde europene a serviciilor care sunt oferite pe teritoriul celor trei țări semnatare ale acordului de asociere. Totodată, șeful statului român a ținut să precizeze însă că semnarea acordurilor de asociere nu le garantează celor trei state o integrare rapidă în Uniunea Europeană, fiind vorba de un proces de durată ca și în cazul României.